Salut, bine ai venit la Biblioteca Județeană Petre Dulfu, ești oaspetele bibliotecii. Bine te-am găsit, mă bucur tare mult să fiu la bibliotecă, pentru că pentru mine e un loc special. De curând ai lansat la noi, la bibliotecă, o carte, Succes fără compromis. Cum s-a născut această carte, Mirela? Povestea e un pic mai lungă. S-a născut din dorința de a adăuga valoare oamenilor care lucrează cu oameni. Inițial am gândit-o ca o carte dedicată liderilor, managerilor și antreprenorilor, doar că ulterior mi-am dat seama că nu se limitează la acest tip de public și că absolut orice persoană care lucrează cu oameni are nevoie de un ghid, pentru că așa e și structurată cartea, prin care să reușească să obțină rezultate mai bune împreună cu cei cu care lucrează. Este suficient să citești cartea și să... sau aplici pe tine sau ai nevoie totuși să lucrezi cu un coach împreună cu cartea? Chiar una din prietenele care a participat la lansare mi-a spus lucrul ăsta, zice, cartea ta este ca o ședință de coaching foarte lungă. Adică așa am și gândit-o, ca o persoană care o citește și aplică, pentru că sunt foarte multe întrebări pe care le-am adresat acolo. Sunt foarte multe lucruri pe care poate să le facă cel care o citește. Să facă, de fapt, primul pas în a lucra mai bine cu ceilalți. După aceea, da, poate să lucreze și cu un coach, însă eu zic că e un punct de plecare extraordinar de bun ca să obțină rezultate diferite și mai bune față de ceea ce obține în momentul de față. Deci este o carte care se adresează lucrului cu echipele, am înțeles. În principiu, da. Spun în principiu de fiecare dată, pentru că am avut inclusiv oameni care au zis, Mirela, dar tu de ce nu mi-ai zis că cărțile astea sunt și cărți de leadership, de parenting, pardon. Și mi-am dat seama că orice carte de leadership este o carte de leadership asta, e și o carte de parenting. Până la urmă, prima echipă pe care o coordonăm sau din care facem parte e familia, nu? Da, și ar fi bine să fim lideri buni în familie. Exact. Sau să ne dăm seama ce anume putem să facem mai bine de fiecare dată. Pe mine mă bucură tare mult de fiecare dată când oamenii cu care lucrez vin și îmi spun că și-au îmbunătățit 360 de grade relațiile cu ceilalți. Adică nu se poate să încep să lucrez cu oamenii de la serviciu și să nu obții rezultate și acasă. Pentru că inevitabil vei găsi lucruri de aplicat și acasă. Tocmai de aceea o recomand absolut oricărei persoane care interacționează cu oameni. Absolut, deci și cu copii. Și. Mi-a plăcut foarte mult la lansare, pentru că oamenii spuneau, ești o iubitoare de oameni. Oamenii spun, iubesc mai mult câinii decât cunosc oamenii. Sau, da, știi... Încă nu-i cunoaște citat. Destul de bine. Și totuși tu ai ales să iubești oamenii. De ce? Da. Cred că asta a pornit undeva din liceu, când am descoperit psihologia. Și am vrut să descoper cum funcționează mintea noastră. Toți anii de după m-au ajutat să descoper potențialul din fiecare persoană. Adică atunci când noi începem să lucrăm cu noi, știm bine de capacitatea creierului, da, de acea neuroplasticitate, da, și de faptul că putem să creăm noi conexiuni neuronale. E în momentul în care noi ne descoperim potențialul și începem să îl fructificăm, atunci apar și rezultatele. Și da, pe măsură ce m-am descoperit pe mine și pe măsură ce am descoperit pe cei de lângă mine, mi-am dat seama cât de dragi îmi sunt oamenii, tocmai pentru că mă bucură de fiecare dată să văd, știi, se aprinde o luminiță în ochii oamenilor care își dau seama de ce pot să facă și de tot ceea ce e mai bun în ei, de sămânța aceea pe care Doamne a pus acolo, da, și pe care o descoperă și zic, wow, ce frumos, da, uite câte lucruri pot să fac. Și poate că toți anii care au trecut până în momentul de față și toată munca pe care am desfășurat-o până în momentul de față m-a ajutat să iubesc și mai mult oamenii. De ce? Pentru că am văzut și fricile, am văzut și piedicile, am văzut și cât de multe temeri avem legate de faptul că nu ne cunoaștem unii pe ceilalți sau nu ne cunoaștem noi pe noi. Iar în momentul în care ne descoperim și noi pe noi și noi pe ceilalți, n-avem cum să nu ne iubim. De fapt, așa spune și mentorul meu principal, cum îmi place să-i zic, John Maxwell, în momentul în care ajungi să cunoști un om, nu se poate să nu-l iubești.
m-aș întoarce la devenirea ta. Unde te-ai născut, ce școli ai urmat și pas cu pas să parcurgem devenirea ta profesională? Sunt născută în Baia Mare. Am făcut liceul pedagogic la Sighetu Marmației, actualul Regele Ferdinand, și ulterior facultatea de litere română-engleză la Universitatea de Nord Baia Mare. Am descoperit ce înseamnă să lucrez cu oamenii, de fapt lucrând în învățământ. Mie mi-au fost foarte dragi toate clasele pe care le-am avut. A fost provocator, într-adevăr, să iau pe copii așa din clasa întâi, chiar de la primul pas, și de fiecare dată s-a creat o legătură specială. Am avut așa mai multe etape și aici, pentru că în prima fază am lucrat în Baia Mare la școala Nicolae Iorga, iar după aceea la școala Firiza, unde am acceptat și provocări suplimentare, în sensul în care la un moment dat rămăsesem fără director, doamna director care era înainte se pensionase și n-avea cine să-și asume responsabilitatea asta. Și atunci tot ne îndemnam între colegi care să mergem la inspectorat să luăm postul și până la urmă am mers eu la o ședință cu directorii și doamna Delia Ardelian m-a întâmpinat la ușă și m-a și întrebat, dar tu ce cauți aici? La care eu, știți, noi n-avem director. E bine, hai să-ți dau o delegație. Și uite așa am ajuns director la 23 de ani. Adică îți dai seama că nu prea știam cu ce se mănâncă. Deci nu știai așa multe despre leadership. Nu. A fost o provocare să înveți? A fost o provocare și cred că ăsta a fost și pasul care mie mi-a dat curajul după aceea să dezvolt și alte echipe. Pentru că după etapa asta, sau concomitent, că la mine se mai și întrepătrund unele etape, am intrat în industria network marketingului și am început să dezvolt acolo o primă echipă și acolo am văzut ce înseamnă să iei un om de la zero, să începi să lucrezi cu el, să-i dai încredere, să îl înveți să dea un telefon și așa mai departe. Și după aceea am intrat pe vânzări directe în domeniul financiar, unde e mult mai provocator pentru că nu vinzi un produs palpabil, da? Adică vinzi un vis practic și unde zic eu că a fost cea mai puternică școală pe care eu am urmat-o, având în vedere că era totul cam la început, nu, era un domeniu nou și în România și a fost nevoie să învățăm așa din mers. Adică pur și simplu te confrunți cu provocarea, ok, hai să vedem ce putem să învățăm și uite, acolo am și descoperit zona asta de literatură motivațională, pentru că aveam nevoie să îmi cresc oamenii și aveam nevoie să cresc eu și atunci când am primit prima carte de dezvoltare personală am zis, wow, dar există așa ceva, că eu până la vremea aia nu știam că există cărți de dezvoltare personală. Și aveam impresia că există doar cele pe care le descoperisem în școală. Da? Și uite așa, am ajuns să învăț eu, să cresc eu și să-i ajut și pe ceilalți să crească. Și acum ai o titulatură destul de lungă și complicată. Încerc să o redau. Coach, trainer, speaker, certificat și independent. Maxwell Leadership. Da? Uh-huh. Acum te rog să ne spui despre fiecare. Ce faci un coach? Un coach, da, și ce face? Îi antrenează pe cei de lângă el. De fapt, să fie ce? Să fie mai buni, să obțină rezultatele pe care ei și le doresc. Rolul unui coach e cel de însoțitor în devenire, da? Adică un coach nu-ți spune ce să faci, ci ia alături de tine, poate te provoacă cu anumite întrebări, cu anumite exerciții, să spunem, da? Și rolul lui e să te ajute să-ți construiești încrederea în tine, că potențialul e în tine, nu în altă parte, și că poți să faci următorul pas și după aceea să te uiți în urmă, da? Și să vezi care a fost procesul pe care poți să-l aplici și în etapele următoare. Un coach este și un mentor implicit? Nu. Deci sunt foarte bine delimitate aceste roluri, da? Un mentor e cel care îți arată pașii pe care el i-a făcut,
astfel încât să-ți deschidă calea. Da? Însă un coach nu-ți arată, ci doar te provoacă să gândești diferit și să acționezi diferit, că totul pornește de aici, de la felul în care noi gândim. În momentul în care ne punem noi limite, atunci firește că nici acțiunile noastre nu vor merge prea departe. În momentul în care deja depășim aceste bariere și facem un pas dincolo de aceste limite, căpătăm și curajul și încrederea de care avem nevoie. Cât de aproape este de psiholog atunci? Pentru că mă gândesc că aplicați și tehnici din psihologie. Ce e foarte important și unde se leagă rolurile acestea sau unde se întrepătrund, e acolo unde e vorba de a înțelege pe cel din fața ta. Adică să înțeleg de ce reacționează, cum reacționează, ce îl face să reacționeze și, de fapt, unde e un blocaj. Acum, ca să delimitez foarte bine coachul de psiholog, psihologul s-ar putea să meargă și în urmă, da? să vadă de unde provin anumite lucruri, da? Și să îl încurajeze pe cel din fața lui să depășească anumite bariere. Un coach merge doar din momentul prezent înspre viitor. Adică vreau să ajut omul din fața mea să-și creeze alte tipare de gândire și de acțiune care să-l ajute să meargă înainte. Pasul următor, trainer. Ce face trainerul diferit de coach? Păi, trainerul, știi că de fiecare dată în workshop-urile și în trainingurile pe care le fac, mai îmbin rolurile astea. De ce? Pentru că un trainer seamănă mai degrabă cu un profesor, adică îți dă informație, îți dă niște pași care să funcționeze în cazul tău. Eu lucrez foarte mult în zona asta de comunicare, leadership, vânzări, dacă tot am lucrat în toți acești ani în domeniul vânzărilor directe. Însă, inevitabil, vor mai fi și secvențe de coaching atunci când vreau să provoc oamenii să gândească ei. Da? Adică să nu le dau eu informația, ci să gândească ei. Și atunci, tocmai de aceea, e cu atât mai valoros un workshop în care testăm lucruri. Acum nu o să mergem mai departe. Ce face un speaker? Știi, vorbește. Nu este prima carte pe care o scrii, Succes fără compromis. Tu ai mai scris o carte în colaborare cu doamna Viorica Pârja. Cum s-a născut acea carte? Atelier de creat oameni frumoși și conștienți. Da. Sofia, asta trebuie să ne explici. Păi, ce e atelierul și cum a luat naștere atelierul? Din 2015 activez eu în zona asta de dezvoltare personală, pentru că atunci am și devenit membru Maxwell Leadership și oamenii care vin la mine la sesiuni știu că ei vin la atelierul de dezvoltat oameni frumoși și conștienți. Cum a apărut această denumire? Într-o dimineață, unul din cei cu care lucram m-a sunat, eu n-am fost pe fază și după aceea mi-a scris un mesaj. Zice, nu era nimic important, nu e neapărat nevoie să mă suni înapoi, doar că am trecut pe lângă atelierul tău de dezvoltat oameni frumoși și conștienți și m-am gândit să te sun. Adică el cumva asociase ideea asta de dezvoltare personală cu locația în care funcționam atunci. Și mi-a plăcut atât de mult denumirea asta, pentru că el și-a dat seama că în sesiunile pe care le organizez întâlnește doar oameni frumoși și că, de fapt, tot ceea ce facem e să devenim mai conștienți de cine suntem și de potențialul nostru și de ce putem să facem cu el, știi? Și atunci așa a apărut atelierul. Acum, cum a venit cartea? Eu am spus de fiecare dată că această carte a venit ea peste mine, cumva. Adică eu mă gândeam că la un moment dat o să scriu și așa am și propusesem, sunt omul care lucrează pe obiective și îmi propusesem, m-am uitat în caietul în care îmi scriu eu obiectivele, îmi propusesem să public cu succes primele două cărți. Nu știam cum se va întâmpla treaba asta, nu știam care vor fi aceste prime două cărți. Doar că în 2020, în pandemie, da, atunci a venit Viorica către mine, Viorica Pârja, și a zis, auzi, noi am făcut niște emisiuni împreună, ce ai zice să scoatem o carte împreună? Și a zis, ok, hai să vedem ce înseamnă asta. Nu știam cu ce se mănâncă, dar am zis da. Și uite așa a apărut prima carte.
A doua a venit firesc, tocmai pentru că am căpătat curajul de la prima. Am văzut că nu e așa, nu e chiar așa de greu. Plus că aici voiam să dau mai departe tot ceea ce am învățat până acum. Clar că nu am putut cuprinde tot în cartea asta. Deja am identificat lucruri care mai trebuie scrise, însă am vrut să fie așa un prim pas. Am înțeles până aici. Hai să facem o demonstrație practică a unei întâlniri între un coach și un client. Client? Cum îi numiți pe... Client. Eu sunt clienta ta. Așa. Acum. Și am venit la tine ca să mă ajut să devin un om mai frumos și mai conștient. Uh-huh. Cu ce începem? Păi îmi spui câte ceva despre tine, dar și despre ceea ce-ți dorești tu. Cam ce-ți dorești, Corina? Ce ar însemna pentru tine să devii un om mai frumos și mai conștient? E o întrebare foarte grea. Ar trebui să facem schimb de locuri acum, să deși tu în spatele camerei. E foarte bună remarca. Și cred că asta e primul lucru cu care se confruntă toți cei care ajung în coaching. Da? De ce? Pentru că aici e vorba de a gândi, nu de a primi răspunsuri de la coach. Și atunci, da, o să provoc cu întrebări. O să vin către tine cu întrebări și nu e chiar simplu să gândim atunci pe loc. Da? Că poate o să ne rămână întrebarea în minte. De fapt, o întrebare e cea care deblochează creierul să gândească într-un anume fel. Întrebarea oricum ne va rămâne în minte, de aceea o întrebare e mai puternică decât o afirmație. De fapt, Absolut. Pe asta se bazează tot procesul de coaching. Și atunci, e necesar să definești tu care e imaginea unei Corina, mai frumoasă decât e, da? Așa. Nu pot face și mai conștientă. Ei. Și mai conștientă decât e, da? Ce ar însemna viața ta sau ce s-ar schimba pentru tine dacă ai fi și mai frumoasă și mai conștientă? Și lucrul ăsta nu o să ne vină așa instant. E nevoie de un timp de gândire. E nevoie să fie creată această relație între coach și client, da? De ce? O relație de încredere în care tu poți să gândești de față cu mine, da? Adică să-ți dai voie să îmi spui poate ceea ce-ți vine în minte fără teama asta de a fi judecată sau fără nicio reținere că aș putea eu să interpretez ceva. De fapt, asta e și prima regulă în coaching. Nu judeci absolut nimic din ceea ce îți spune omul din fața ta. Pentru că potențialul e acolo, în omul din față, da? Și eu ce pot să fac e să văd imaginea pe care el o vede, nu cea pe care eu o văd. Ori perspectiva completă o ai tu. Asupra vieții tale și asupra ceea ce frumoasă și conștientă înseamnă pentru m-am gândit tine. Deja. Așa. Trainer și speaker sunt deja. Așa. Așa să devin coach. Cum pot să devin un coach frumos și conștient? Ce ar însemna un coach frumos și conștient pentru tine? Să pot să ajut oamenii să-și definească misiunea vieții. Ok. De ce e important pentru tine asta? Pentru că și eu iubesc oamenii, Mirela. Altfel n-am fi aici, nu? Da, chiar n-am fi aici. Ce alte pasiuni? În afară de iubitul de oameni. Una pe care am conștientizat-o chiar de mică a fost lectura, au fost cărțile. Tocmai de aceea ziceam la început că mie mi-e drag la bibliotecă. Pentru mine a fost hrana de care am beneficiat încă de mică, adică eu am mai spus-o și poate asta, cei care au simțit asta înțeleg mai bine. Când părinții mei îmi dădeau bani de dulciuri, eu fugeam la librărie să-mi cumpăr cărți. Și până când veneau ei de la serviciu, erau citite cărțile. Adică aveam așa o sete de a cunoaște, de a descoperi. Mi s-a părut așa tot timpul o lume fascinantă, lumea asta a cărților. Și tocmai de aceea citesc mult. Adică eu tot timpul am câte 5 cărți începute și în funcție de starea pe care o am sau de nevoia pe care o am în acel moment, deschid o carte sau alta.
Asta e una din pasiuni. Și una mai recent descoperită, adică din 2016, e dansul. Am început să merg la dans dintr-o nevoie. Dans latino. Am început să merg la dans dintr-o nevoie, adică simțeam nevoia să mă deconectez de toate cele de peste zi. Și am ajuns să iubesc dansul pentru că e și acolo o modalitate aparte de conectare, de deconectare și de conectare în același timp. E o altă energie. Mirela, lucrând cu oamenii, eu cred că vrând nevrând te încarci. Absolut. Cine e coachul tău? Cine este terapeutul tău? Sau cum descarci toată încărcătura psihologică care ți-o lasă o întâlnire cu un om? Mhm. Că nu toți vin cu atitudine pozitivă sau cu un vibe pozitiv. Da, dacă aș vrea să descarc încărcătura, n-aș avea nevoie de un coach, că un coach se orientează spre performanță, ci poate de un psiholog. Așa. Da. Însă pe mine mă ajută foarte mult momentele de liniște. Adică am nevoie de momentele mele de liniște în care poate să nu interacționez cu ceilalți. Eu de aceea și spun că duminica e ziua mea. Și cei care mă cunosc nu-mi scriu, nu mă sună duminica. De ce? Pentru că e timpul meu de regenerare, să-i spunem. Și mă ajută unul să capăt perspectivă, să reflectez, să, să așez toate piesele din puzzle și mă ajută la fel să-mi reîncarc bateriile. Acolo unde, într-adevăr, poate, cum ai zis tu, s-ar putea să nu fie cea mai bună energie, am nevoie să mă mișc, uite, și dansul mă ajută la asta, am nevoie să mă mișc, am nevoie să fac ceva în așa fel încât să las să treacă toate lucrurile astea și ce mai fac? Plâng. Adică, cred că e una din cele mai simple modalități prin care putem să descărcăm toată încărcătura emoțională. Și e terapeutic, până la urmă. Știi, în psihoterapie există supervizare. Probabil tocmai ca să se poată face această descărcare. Voi lucrați cu supervizori? Noi avem în Nexo Leadership avem o serie de mentori cu care lucrăm. Și inevitabil, ori de câte ori întâmpinăm o situație mai dificilă sau avem nevoie de sprijin, putem să apelăm la mentorii noștri. Și pe lângă cei din Nexo Leadership, fiecare avem mentorii noștri, da, sau coachii noștri, persoanele cu care rezonăm și cu care putem să lucrăm. Dar coachul nu este prietena ta. Nu. Care e diferența? Adică de ce prietena ta nu poate fi coachul tău? Pentru că prietena mea s-ar putea să cadă în poveste. S-ar putea să îmi întindă o mână și să nu fie neapărat ceea ce eu am nevoie. Tocmai de aceea nu pot sau e extrem de dificil să fii coachul persoanelor pe care le cunoști foarte bine. Devii prea subiectiv. Da. Și atunci ești tentat să ghidezi puțin. Ori un coach nu ghidează. Eu n-am cum să hotărăsc drumul pe care tu îl ai. Da? Ci vreau să te ajut să-l descoperi tu pentru tine, nu să te ghidez eu conform clienților anteriori sau a ceea ce știu eu că funcționează. Ori o prietenă sau un prieten întotdeauna va vrea să-și impună va vrea să-și impună voința. De ce? Unul, că vrea binele. Doi, pentru că n-are pregătirea unui coach, da, și nu știe să te lase un pic să scoți tu tot ceea ce ai mai bun în tine. Și atunci, da, s-ar putea să existe o presiune acolo. Da. O să ne întoarcem la carte. Ai scris o carte într-o epocă în care tehnologia informației a cucerit lumea. În care oamenii au tendința mai repede să deschidă telefonul și să caute la un click distanță 10.000 de răspunsuri la o întrebare decât să deschidă o carte și să facă efortul, pentru că a citi o carte este un efort. Crezi că oamenii vor citi cartea ta? Da. Sunt ferm convinsă că o vor citi. De altfel, am primit
tot felul de feedback-uri până acum, deși a trecut foarte puțin timp de la publicarea ei. Și ce îmi place mie foarte mult, că sunt foarte mulți oameni surprinși. M-a sunat cineva și a zis, a, dar tu chiar ai scris la cartea asta. Bună dimineața, da, chiar am scris la cartea asta. Adică chiar am pus tot ce am trăit eu până în momentul de față și care sunt lecțiile pe care am vrut să le dau mai departe. De ce cred că o să citească? Pentru că, uite, mă uit și eu la mine, da? Și mă uit și la cei cu care lucrez. Uneori obosim de ecrane. Adică eu prefer să-mi limitez eu timpul de ecran, ca să nu mă doar ochii. Însă găsesc foarte reconfortant să citesc o carte, pentru că nu mă obosește ochii, pentru că pot să citesc când vreau eu. Bine, eu am... și obiceiul să miros cărțile, mie îmi place cum miros cărțile, da? Și chiar mi-a spus cineva la un moment dat, m-a surprins când am primit o carte și am mirosit-o și zicea, tu de ce miroși cărțile? Zic, măi, îmi place, e o senzație aparte, adică eu când iau o carte în mână, știi de ce mi-amintesc? De vacanțele de vară, de când eram copil, când mă duceam la țară, și îmi luam cărți, îmi luam multe cărți cu mine, de ce? Știam că în 3 luni de zile am timp să citesc și atunci îmi luam foarte multe cărți cu mine și clar că unele erau, majoritatea erau împrumutate de la bibliotecă, unele erau mai noi, mai vechi și tot timpul era așa o stare, o senzație aparte. Revin la carte, da? Cred că o să citească lumea, de ce? Pentru că chiar e o carte valoroasă, așa, fără falsă modestie, da? E o carte valoroasă. E un ghid, cum spuneam mai devreme, și poți să-ți găsești răspunsuri, dacă lucrezi cu ceilalți, poți să-ți găsești răspunsuri în carte. Poți să vezi de ce anume nu a funcționat ceva ce a funcționat până la un moment dat, dar de ce nu mai funcționează de acum, înainte. Pentru că din ce în ce mai mult în ultimii ani, și asta cred că am putut să observăm cu toții, am început poate să fim mai pretențioși la felul în care ne tratează ceilalți. Am început să fim mai dornici ca ceilalți să ne descopere ca oameni, nu doar ca rol pe care îl jucăm într-o organigramă. Și atunci vrem în primul rând să fim oameni. De fapt, toată cartea e gândită așa, e o carte despre oameni și aici, uite, mi-amintesc de o situație în care am mers la un moment dat, mi-am dus niște pantofi la un pantofar să-i repare și omul mă știa de când eu lucram în bancă și m-a întrebat, zice, tot la bancă lucrați? Și eu zic, nu, dar ce faceți acum? Și acum mă gândeam cum să-i explic și zic, uitați, țin cursuri de leadership, de comunicare, din astea. La care și cu cine lucrați? M-a întrebat. Și zic, păi sunt unii care vin ei înspre mine și mă mai duc și în companii să îi mai învăț pe cei de acolo diverse lucruri. La care zice el, știți ce ar trebui să învățați pe oameni? Cum să fie oameni cu ceilalți? Wow! Și am rămas așa și mi-am dat seama, da, de fapt asta fac. De fapt asta face cartea. Ne învață cum să fim oameni și cu ceilalți, dar în primul rând cu noi. Pentru că de multe ori ne uităm pe noi din ecuația asta. De fapt, și așa am și început și primele capitole sunt de conștientizare și de pus reflectorul pe noi înșine ca să vedem de unde am pornit, de ce facem ceea ce facem și după aceea să putem să ne ducem înspre ceilalți și să-i vedem și pe ei ca și oameni în primul rând, nu doar ca și roluri. Suntem în toamna anului 2023. Ce planuri de viitor ai? Să dezvolt și mai mulți oameni frumoși și conștienți. Ce mă bucură foarte, foarte mult e tocmai luminița aceea de care ziceam, care se aprinde în ochii oamenilor, care devin conștienți de puterea lor. Și dacă reușesc să fac asta pe mine, mă încarcă, că tot m-ai întrebat de cum mă încarc, da? Ce am observat iarăși, pentru că de
În ultimii ani am început să merg și înspre companii și am văzut din ce în ce mai mare deschidere în rândul managerilor și în rândul oamenilor, tocmai spre zona asta de a învăța să ne cunoaștem și să lucrăm unii cu ceilalți mai bine, da? Și să nu ne lăsăm deranjați de diverse lucruri sau să nu luăm personal anumite lucruri. Și ce îmi place foarte mult e când primesc feedback-uri de genul, vai, s-a schimbat atmosfera. La noi s-a schimbat atmosfera. Uite, chiar ieri am fost să duc mai multe cărți într-o companie, pentru că mi-a cerut managerul de acolo, a zis, vreau să citească și oamenii mei. Indiferent când, o să citească, dar vreau să citească și oamenii mei. Și îmi doresc să ajung la mai multe echipe, tocmai ca să ajut mai mult oamenii să vadă că, de fapt, nu e vorba de, știu eu, faptul că celălalt nu te suportă, să zicem, dacă ți-a zis ceva pe o anumită tonalitate, ci poate că așa e construit ca și tipar comportamental, da? Și poate că tu iei personal pentru că ești o persoană mai sensibilă, dar în momentul în care începem să ne cunoaștem, ne dăm seama, stai un pic, așa e persoana respectivă, da? Adică s-ar putea ca vocea ei să fie un pic mai puternică, da? Și atunci o persoană mai sensibilă e deranjată. La fel, s-ar putea ca unii să avem pretenții de la ceilalți să se miște mai repede. Așa. Și să nu ne dăm seama că, de fapt, atunci când noi vrem să se miște mai repede, îi inhibăm, da? Adică, pur și simplu, oamenii nu mai pot gândi cu claritate. Chiar luni seara am avut un feedback tot așa de la o doamnă care lucrează într-o clinică într-o altă țară și mi-a zis, zice, vai, eu nu știu ce s-a întâmplat săptămâna asta, că s-a schimbat, oamenii sunt foarte deschiși, dar, într-adevăr, am devenit și eu mai jucăușă, da? Adică cumva s-a conectat ea mai mult cu oamenii și oamenii s-au deschis, s-au apropiat. Și, de fapt, și-au dat seama că pot să lucreze mult mai bine împreună dacă se mai și joacă, dacă își dau voie să fie ei înșiși, nu dacă au doar pretenții de la ceilalți sau să rămână doar în zona aceea de leadership pozițional. Da? Pentru că de foarte multe ori s-ar putea ca noi să facem o diferență. Suntem la job, gata, aici trebuie să ne comportăm într-un anume fel. Nu-i bine să fii prieten cu ceilalți, că după aia ne tragem de șireturi. Ori asta e un mit. În momentul în care înțelegem că a fi prieten cu celălalt nu înseamnă a ne trage de șireturi, ci înseamnă a ne descoperi și a ne conecta la alt nivel, a ne descoperi ca oameni și a înțelege că da, s-ar putea să avem și zile mai bune, dar și zile mai proaste, da, în care poate pur și simplu de oboseală nu pot să fiu așa deschisă și zâmbitoare, da? Și atunci să nu iei personal lucrul ăsta, n-am nimic cu tine, da? Sau n-ai nimic cu mine, da? Ci pur și simplu avem zile și zile, da? Și atunci chiar să vin către colegii mei și să zic, ok, te pot ajuta cu ceva? Întrebarea asta face minuni. Chiar dacă nu e nevoie neapărat de sprijin de fiecare dată, dar faptul că îi pui o întrebare omului și te duci către el ca om, nu ca, ok, eu sunt colegul sau am nevoie de situația X sau Y până la data de... Nu, ci pur și simplu te pot ajuta cu ceva și s-ar putea ca omul să spună, nu mă poți ajuta cu nimic, sunt doar foarte obosit, ajung imediat. Da, ce simplu. Ce simplu. Ce da, simplu. Da. Da. Mirela, cred că am putea sta mult și bine la povești. Nu știu dacă cei care o să urmărească materialul Cyber răbdare să ne asculte vreo 3 ore, dacă nu stăm aici 3, o să încheiem acest interviu cu o întrebare așa, în imaginar. Cum îți imaginezi o bibliotecă ideală? Una plină de oameni, nu doar de cărți. Adică una în care tot timpul găsești inspirație, nu doar din paginile cărților, ci și de la oamenii care lucrează acolo. O bibliotecă ideală e una cu suflet și nu doar sufletul celor care au scris cărțile de acolo, ci și sufletul oamenilor care lucrează în bibliotecă. Eu așa zic că e biblioteca noastră, una cu suflet. Adică eu așa o simt. Nu știu cum o vezi tu, da? Sau cum o văd alții. Categoric aici am un suflet. Da, e una cu suflet. Mulțumesc mult, Mirela. Îți doresc mult succes în tot ceea ce faci. Multă binecuvântare și călăuzire divină.
Mulțumesc, Doamne ajută!